Cercetătorii NASA au demonstrat că viitorul este scris în Biblie. Teoriile celor care susțin că realitatea Bibliei și știința nu au nicio legătură au primit o lovitură grea. Nimeni n-ar fi crezut, dar Biblia și știința merg mână în mână. Asta spun chiar cercetătorii de la NASA, care au făcut recent o descoperire uluitoare, ce aduce la lumină spusele din Cartea Sfântă și confirmă că poveștile biblice sunt adevărate. Harold Hill, consultant în cadrul programelor spațiale, spune că unul dintre cele mai uimitoare lucruri pe care le are Dumnezeu le-a hrăzit omenirii. I-a lovit pe nepregătite, pe astronauți și pe oamenii de știință de la Greenbelt, Maryland. Aceștia au analizat poziția mai multor obiecte spațiale, inclusiv a Soarelui, a Lunii și a planetelor în 100 și 1000 de ani. În timpul unor calcule făcute pe calculator, aceștia au realizat că ceva era greșit, fie cu datele introduse, fie cu rezultatele. Într-un final, oamenii de știință au concluzionat că undeva în spațiu, o zi lipsea în timpul trecut. Nu au putut găsi o explicație și o rezolvare până când un creștin a luat Biblia, a deschis cartea lui Iosua și au citit o istorioară uimitoare, care mai târziu a început să capete sens. Au citit pasajul când Dumnezeu i-a zis lui Iosua. Iosua era îngrijorat pentru că el fusese înconjurat de inamic și, dacă ar fi căzut întunericul, el ar fi fost învins, așa că Iosua a rugat pe Domnul să țină soarele nemișcat. Și soarele s-a oprit și luna a stat până ce poporul și-a răzbunat pe vrășmașii lor. Abia după ce creștinul le-a citit din Biblie, oamenii de știință au ajuns la concluzia că aceasta a fost ziua care lipsește. Au examinat calculele de pe calculator și au constatat că lipseau 23 de ore și 20 de minute, care nu alcătuiesc chiar o zi întreagă, ca în cartea lui Iosua. Deși s-a demonstrat că Biblia avea dreptate, mai lipseau totuși 40 de minute, care nu puteau pur și simplu să dispară. Creștinul și-a amintit apoi ceva despre faptul că soarele a mers înapoi. Nimeni nu l-a crezut și din nou au deschis Biblia, în care se scria că așa s-a întâmplat. Ezechia a fost vizitat pe patul de moarte de Isaia, prorocul, care i-a spus că nu e încă timpul. Atunci, Ezechia a cerut un semn, iar Isaia a întrebat dacă soarele ar merge mai în față cu 10 grade sau mai în spate cu 10 grade. Ezechia a răspuns: este un lucru ușor ca umbra să coboare 10 grade, dar mai greu e... Știința ar fi aceea că cele 10 grade sunt egale cu exact 40 de minute. Așadar, cele 23 de ore și 20 de minute de la Iosua și 10 grade, 40 de minute de la cei doi regi au fost evidența pentru ziua lipsă.